Ia uite aici, că a ajuns și obiectivitatea la platou. Unde fugi? Unde fugi? Nu vă speriați că nu doare. Oricum, nu scapă nimeni. Hai! Unde fugi? Stai să te cablești pe urmă. Este cel mai prost moment în lume. Știu, da. Mă dau afară. Deci am trăit 25 de minute agonizante. Explicați-mi și mie un fenomen. Bun, am înțeles că sunt anumite situații... Că sunt anumite situații în care, na, mă rog, sunt zile de așa natură, astfel încât există oarecare stare de agonie. Dar acum, de ce trebuie să înceapă această stare de agonie încă de la mine de acasă? Adică, deci trebuie să văd 25 de minute un număr. Nu e un număr. Așa e ea. Așa, da. Am înțeles. Și m-am născut ieri, sunt și prost. Păi cine iau? Stați lângă el să vă zică ce-a pățit. Haide, mă, păi nu, da. Asta. Da, de-abia știm să vă spun ce-am pățit. Primesc astăzi de dimineață un telefon. În care mi se spune, ești drăguț să cobori, pentru că urmează să te ia o fată. M-am gândit că este o fostă concurentă care acum nu mai participă la soarele, dar a rămas cu un sentiment frumos pentru mine. M-am gândit la lucruri pozitive. Zic, bă, hai că e luni, hai să... Și am coborât. Și bineînțeles că era un număr. Trăiască familia mea, Mihai Vendeac. Îi dau manelul. El e. El e. Mihai Vendeac, dau. El e. Hai, băiatul meu, haide! Și dacă ea nu e și număr, ce-a făcut? Dacă ea nu este număr, eu nu mai calc niciodată o scenă de teatru în România. M-a chemat ăștia, mi-a făcut comandă să te duc la emisiune. Băi, sigur? Tot în mie. Ce-a făcut? Dar zici ce-a fost, că n-am înțeles. Deci a venit și te-a luat un personaj, nu? A venit și te-a luat un personaj sau ce te-a luat? Evident că m-a luat un personaj. Așa. El este, stai acum la mine în mașină, adevărat. Adevărat, da, el e frumos, elegant, rafinat și pe cap e Pilat. Nela, sifon Nela Suzana, care nu-i place banana. Adevărat, vrei? Miroase înspăimântător apufuleți. Apufuleți, vrei apufuleți? Nu, nu vrei atât de rău miros încât dar nu vreau. Dar ce-ți place? Ce vrei să mănânci? Ia uite-te, bădă ăștia de la Uber. În momentul nimic. Cine ești? Nela Suzana, care nu-i place banana. Sifon, numele de familie. De când eram mic îmi zicea Sifon că plăcea să dau în gât. Sifonam. Îi păram pe toți la școală. Avem mașina plină. Cred că următorul pas e... Fii atent, o să vină cineva la tine acasă. Nu, să mai anunț. O să fiu acasă și să aud așa. Ai cea mai vagă idee de ce te-au trimis să mă iei? Mi-a făcut comandă de la antenă. Pe bune? Da. Mulțumesc din suflet, domnul Claudiu. Mi-a fost un stop pe drum. A fost o plăcere. Să sună, deci ce s-a întâmplat, mă? Bă, păi, dar nu trimis... știm, dacă ăsta nu zici ce i s-a întâmplat. Dani, a zis că a fost luată de acasă de un concurent? N-am înțeles ce concurent. Nu, a fost și la luat la taximetrista, dar nu e concurent. A, da? Da. Ce? Deci, spune-mi, te rog frumos, spune-mi că în momentul de față... Nu, că în momentul de față vreau să gândești. Spune-mi că în momentul de față existi într-un personaj, nu? Nu? Nu vrei suc? Nu. De ce voi aveți așa încredere în oamenii care sună? Dacă îl ducea la pădure? Dacă îl viola? Bă, nu m-am născut ieri. Era evident că o să cobori și că o să se filmeze și că o să nu știa. Asta mi-era clar. Dar putea să fie alt context. Corect. Putea să fie Mădălina Ghenea, care să nu fie niciun personaj. Asta e... Să putea? Spune-mi că este un personaj. Te rog eu, spune-mi. Tu, acum, ești un personaj, nu? Am venit să te iau cu mașina. Da. M-a trimis de la antenă. Da. Ai ochelari frumoși. 25 de ani, de ce ați vorbit? Că mor de curiozitate. Băi, nu pot să spun că am vorbit neapărat. A fost așa un soi de monolog întrerupt din când în când de diferite reacții ale mele. Băi! Coane în linie.
3 pistoane în linie, 20 de cai și încă 30 de geamul, bursage. Te rog, frumos, mai închide geamul. Ia uite-o. A, te bagă scaun. A, simți? Reacția a fost între... Și maxim, băi, băi, pentru că și conducea într-un mare fel. A fost 8.700.000 amenda, trăiță, ne-a multă. Oh! Ai, 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 hai de bă! Dacă îi făcea vreun rău? Băi, nu, la Mihai, nu vă gândiți? Ce putea să-i facă? E, ce putea să-i facă? Stă așa, Mihai, să-l abuzeze, ne la taxi. Da, el stă, că e empatic. Ai talent. Ai talent și asta îmi place la tine. Ai ajuns sus. Și când ai ajuns sus, domne, îi tragi și pe aia pe care îi știi, care e mai jos, îi tragi după tine, i-ai luat. L-ai luat pe Robi Roberto, om l-ai făcut. L-ai dus sus la nivelul tău, l-ai urcat. În viață șmecherii nu se inventează. Se naște nou. Bă, te rog eu frumos, nu? Nu vrei semințe? Nu vrei nimica. L-a luat o fată de acasă, mă, și a avut filme că vine o fată. Așa? Și el vrea să fie model. Da, totuși Mihai Bendeac nu este de calibru Eugenia, ca să zic așa. Te-a înroșit. Pentru că mi-e cald. A venit căldura. Dă-ți asta jos, ai ceva pe dedesubt? Ai ceva pe dedesubt? N-ai? Deci domnul Chelu a spus că n-avea cum să fii numă de Eugenia, că tu nu ești de nasul. Dar știu, tocmai asta e și ideea, că suntem într-un show de televiziune și aici ar trebui să întâmplă miracol. Poți să taci 5 minute? Nu, mă, negru, te îmbraci? 5 minute. Haide, mă, că-i roșu, bă, trăiți iar! Da, un număr extraordinar. Număr în mașină, asta n-am văzut până acum. Păi, vezi? Pe cuvânt. Cine îmi dă banii? E, uite, îți limit acum pe cinema. Da? Da, da. Bine, ce să-ți dau? Îți dau una nu, mai, nu. Fa! Pa, pa, pa. Păi și faceți și mâine, număr, mă, sau... Direct la mine acasă. Deci vreau să mă trezesc dimineața și când deschid ochii să-l văd pe Gică, Gabriela. Lângă pat. Așa, nu, așa, mă, direct. Ai semnat? Ai semnat? Bună dimineața. Când semnăm? Te-ai mai gândit? O să urce pe scenă, nu? Și o să-și continue acest personaj magnific. Se prezenta dacă era concurent. Poate urmează. Stați voi liniștiți. Dacă e să urce pe scenă, o să vină când nici nu vă așteptați. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!